să spuneți lucrurilor pe nume, păi... nu să dezinformați. Ce n-am spus? Eu vă cunosc pe, și pe dumneavoastră și pe colegul dumneavoastră din studio și vă știam niște oameni serioși. Și, sincer, nu mă așteptam să faceți niște speculații din, această, din acestea ieftine. Adică, spuneți dumneavoastră, fără să arătați nicio imagine, îl dă pe Belodedici afară pentru că trebuia să fie egal. Nu. Nu, ne-am dat cu părerea. Domnul Crăciunescu, n-am afirmat categoric. Dar nu vă dați cu părerea să dezinformați. Domnul Crăciunescu, s-a întâmplat, acum un sfert de, s-a întâmplat acum un sfert de secol ceea ce povestim. Știți ce vă rugăm să nu ne confundați cu... Domnul Mitrafă, că ține minte de acum un sfert de secol dacă a fost penalti sau nu. E adevărat. Eu dar nu mai țin minte de acum un sfert. Dânsul știe că dânsul e la replay și ține minte. Păi vă spun eu, în momentul în care... într-adevăr, Țețe Moraru a sărit cu picioare așa cum a sărit pe Lăcătuș și a avut o șansă extraordinară Lăcătuș, că nu l-a prins cu picioarele amândouă. Sigur că între jucătorii celor două echipe a fost o răzmeriță care a durat câteva minute. Păi o vedem, asta a zis și Marius, că probabil că Belodedici a fost eliminat pentru înjurături. Pentru înjurii. N-ați auzit fraza când am spus că poate pentru... Eu am avut foarte bine, să știți, și văd foarte bine. Păi și nu m-ați auzit când am spus că poate pentru înjurii? Dumneavoastră văd că de câtva timp vă ocupați de problema lui Crăciunescu, de când a venit la Comisia Centrală. Nici o problemă. Mie nu mi-e rușine de ceea ce am făcut eu în arbitraj. Dar spuneți-ne ce a fost pentru istorie, nu pentru mine. Sau vorbiți peste mine ca să ne mai înțelegeți. Cred că ne confundați, serios. Nu, eu cred că dumneavoastră mă confundați. Nu, ne confundați. Pentru dumneavoastră când faceți... Arătați-mi și mie unde ați văzut dumneavoastră Hentz la stele. Haideți, Cristi, du-te la faza aceea. Acum, serios, acum ne faceți cichiori. Poftiți? Ne face cichiori. Nu vă fac eu, de ce să... Nu, nu vrem să ne certăm. Știți că replay-ul nu are... la replay se vorbește altfel. Noi, dacă dumneavoastră aveți supărări după atâția ani... Minutul 45, minutele de prelungire nu s-a arătat. Numai o clipă să vedem faza. Și nici nu era eliminare atunci, ca să... Ce veniți dumneavoastră acum, că e roșu și eliminare. Nici de era eliminare. Păi am spus astăzi. Am spus astăzi. Înseamnă că nu v-ați uitat. Păi nu, dar spuneți-mi și mie, unde atinge cu mâna, ca să văd și eu, că mă uit pe imagine... Păi cu ce atinge? Cu ce atinge? Păi cu un genunchi dă mingea. Cu ce? În genunchi dă mingea. O să-i rog pe toți prietenii noștri să facem... Da, uitați pe toți prietenii noștri să vedeți dacă au... Dumneavoastră, nici când vă uitați la televizor, nu sunteți în stare să vedeți calulă. Poate vedeți cum vreți dumneavoastră. Nu, nouă ni s-a părut că cu mâna, dar nu ne certați acum. Uitați-vă cu genunchiul, că vine cu genunchiul în față și cu genunchiul dă-n minge. Cu genunchi? Dacă vedeți dumneavoastră genunchi acolo... Nouă ni s-a părut că... Dar dumneavoastră vedeți mâna, că eu nu văd mâna. Eu văd decât genunchiul care este în față și imediat, nici ajunge mingea la nivelul mâinii. Niciun moment. Niciun moment. Haideți că este istorie, nu scrieți istoria. Dar nu, dar nu vrem să o scriem. Uitați-a plec. Este în spate. Poftiți, el se duce cu mâna dreaptă jos. Mâna dreaptă este jos. Nimeni nu se duce cu mâna dreaptă. Genunchiul, uitați, de la genunchi sare în față. Care genunchiul drept în față. Da, nu, ni se pare că cu mâna acum... Concluzii de genul ăsta să puneți niște pete pe niște oameni că vreți dumneavoastră. Dar nu vrem să punem pete, nu, serios. Am vrut să arătăm... 45 de minute... Că trebuia să termine. Nu s-a arătat timpul la 45, încremenea ceasul. Dar știți dumneavoastră că n-am ținut prelungirile? Ce v-am spus noi mai devreme? Poftiți? Ce v-am spus noi mai devreme? Eu v-am auzit ce a spus dumneavoastră mai devreme. Nu, n-ați fost atent. Eu m-am uitat la televizor și am auzit următoarele lucruri. Că la minutul 45, uitați, 45, deși au fost 7 minute... Știți ce ne-ar fi plăcut? Domnul Crăciunescu. Că Belodedici n-a făcut nimic. Dar probabil că trebuia să fie 1-1, nu? Nu. Spus, Marius a zis că probabil a înjurat sau cine știe. Auziți, eu vă respect foarte mult. Și eu vă respect. Și v-am ascultat o oră la televizor. Îmi dați voie să spun și eu în două minute fără să mă întrerupeți? Vă rugăm. Da. Deci în momentul eliminării s-a creat o busculadă între jucătorii dinamoviști și steliști și în aceeași fază am acordat 4 cartonașe roșii. I-am dat cartonaș roșu lui Moraru și lui Stănescu de la Dinamo, lui Bumbescu și lui Belodedici de la Steaua. În același moment, 4 cartonașe am arătat deodată. 4 jucători au ieșit afară.
Să fim bineînțeleși. Doi. În ceea ce privește acțiunea lui Moraru, a fost o acțiune corectă, regulamentară, la minge, în afara suprafeței de pedeapsă, lovește mingea cu genunchiul și mingea se duce în teren de joc. 3. Ceea ce afirmați dumneavoastră că n-am prelungit, că uitați 45 de minute, minutele de prelungire nu s-arătau și nici pe tabelă nu s-arată nici astăzi, la ora actuală. Nu știu dacă ați văzut ce tabelă de marcaj era atunci. Bine, nu știu cum putea să-ți arate că e minutul 49, că ceasul se oprea la 45 obligatoriu. Așa e. Și atunci despre ce vorbim? E regulă. Doar ne-am dat cu părerea. Ne-am dat cu părerea. La o fază. Eu am fost acolo și am fost arbitru și am fost arbitru vremurilor acelea. Și eu știu ce înseamnă să fii arbitru vremurilor, știu ce înseamnă să fii arbitru vremurilor acelea. Dacă v-ați uitat la emisiunea trecută, să fii balanța la mijloc. Dumneavoastră, care sunteți niște oameni, vă repet, pe care eu i-am respectat extraordinar de mult. Dacă după și să înțelegem după că de azi nu ne mai respectați, e regulă. 26 de ani veniți și dezinformați, 24, iertați-mă, e dreptul meu să-mi apăr, să mă apăr. Și v-am dat acest drept, vă mulțumim mult de tot. Da, dacă... Nu ne-a ascultat cu atenție. Mi-ar fi plăcut ca domnul Crăciunescu să sune, să ne fi spus și ce am spus noi săptămâna trecută, cum că e foarte greu să arbitrezi. Era foarte greu să arbitrezi Steaua Dinamo. Dacă, bine, cred că dânsul confundă ce se întâmplă astăzi la anumite emisiuni cu... Nu, da.